Bună seara! Sunt Măriuca Androne și te invit la o nouă ediție specială. Te invit, dragul meu Constanțean, pentru că trăim niște vremuri interesante, foarte interesante în Constanța, extraordinar de interesante la nivel de țară. Ce să vă spun, dragii mei? Să vă spun că săptămâna trecută constanțenii au dârdit, o știți. Am făcut și noi aici la Litoral TV o dezbatere pe această temă și ca să nu uit că dă, din când în când mai uit, vom mai face o dezbatere, dar de data aceasta nu pe tema căldurii, ci pe o altă temă foarte interesantă. Tema se numește, este legată de fapt de bursele elevilor, nu de bursele sociale, cele care astăzi că s-au votat, trec, e ok, sunt cazuri sociale, suntem întru totul de acord să fie acordate niște sume de bani acestor copii, dar în Constanța există copii buni, copii care învață, copii studioși, copii care au fost la niște olimpiade, drept este, anul ăsta n-au fost olimpiade, dar acei copii au obținut aceleași medii. Și dacă până la urmă nu încurajez copilul care are 9,50, 9,80, 10, dacă nu-l stimulez cumva, nu înseamnă neapărat că nu o să învețe copilul, că va învăța dacă asta este menit să fie. Înseamnă că pur și simplu nu îți pasă de acei copii și eu sunt ferm convinsă că administrației publice locale îi pasă de acei copii, dar haideți, vă anunț de acum, nu știu, mâine, maxim, poimine vom face o dezbatere și pe această temă. Asta se întâmplă în Constanța. La nivel de țară nu avem, dragii mei, suntem cu nu avem. Nu avem guvern, nu avem premier, nu avem buget. Vai, mama noastră, ce se va întâmpla în această Românie fără buget? În seara asta vom discuta un pic de Constanța, un pic de România. Zic eu că va fi o discuție foarte interesantă pentru că l-am alături pe colegul meu, Sorin Hulubei, reporter Litoral TV. Bună seara, Sorin Hulubei! Bună seara și telespectatorii. Sorin Hulubei, vorbirem de căldură. Mai corect spus de care lipsa căldură? Ei. Mai corect spus de lipsa ei. Nu știu dacă ai vorbit cu oamenii, nu știu dacă ai fost, că ei fie și cu vecini, habar n-am. Ai avut căldură? Tu stai, dar ești... Nu, nu. Ești... Am fost în zona roșie. Tu ești fără căldură, tu ai fost în zona roșie. Pot să te întreb cum ai dormit alea trei nopți? Ai training, ai saci multe, de dormit deschis? Cu mai multe pături, ne-am descurcat, am mai fost și la prieten pentru... Duș. Stai o secundă. Adică ai fost la cei care aveau centrală? Exact. Așa, da, și ai zis, mă duc să mă spăl. Corect. Că la tine acasă nu se putea. Prin aceea situație trec și vecinii. Dacă te-aș întreba acum, la cine te-ai uitat urât în acea perioadă? Cui ți-a venit să-i tragi una peste ceafă? Instinctiv, prima dată, îți vine să-l iei la rost pe șeful Radet. După aceea trebuie să te gândești că șeful Radet nu e de aia, nu poate să rezolve el toată problema și problema asta e de ani și ani de zile. Sunt țevi foarte vechi, așa cum s-a discutat și în emisiunea de ieri, de zeci de ani, nimeni nu s-a preocupat să le schimbe și acum pur și simplu culegem ce nu am semănat. Că... Și mai e ceva, cum se repară țevile alea sau sunt peticite, avariile sunt peticite. Spunea ieri primarul Virgil Chițac că este posibil să fie noi avarii. Să se repete, așa este. Și eu cred că e foarte, foarte posibil. Nu posibil, adică e iminentă o nouă avarie. Câți pentru... prieteni ai? Ai mulți? Câțiva. Dar nu mă gândeam acum că să-i schimbăm. Să-ți faci o listă. Majoritatea au... Adică astăzi mă duc la prietenul, nu știu, Gheorghiță, poi mine la prietenul Adrian, răspăi mine, dacă se va mai întâmpla. Am stat de vorbă și cu șeful Radet, care mi-a explicat în detaliu despre ce e vorba acolo. Ironia sorții este că dânsul are centrală. Nu trece prin ceea ce trecem noi. Nu eu sunt convinsă că toți implicații în acest fenomen au centrală acasă. Scuză-mă. Ce ți-a spus domnul Popa? Domnul Popa mi-a explicat cum stau lucrurile și cu ce trebuie să lucrăm. Lucrăm cu ce avem, cu materialul clientului și că lucrurile s-ar putea schimba peste ani. Câți ani? Eu, 10 câți ani? Ți-a spus? 10 ani ți-a spus el nu mi-a spus asta am dedus eu. Asta el mi-a spus tu. Câțiva ani, dar să înlocuiești un sistem, un întreg sistem pentru un oraș cum e municipiul Constanța, mi-e greu să cred că trec 3 ani și avem un nou sistem. Pe tine, pe familia ta, nu știu, habar n-am, stai singur, stai cu mama, chiar nu știu, v-a tăiat gândul să vă debranșați de la Radet? Și dacă ne-ar fi tăiat, acum nu te poți debranșa de la Radet. Sunt încă cereri, zeci de cereri sau sute, nu știu exact.
care au vrut să se debranșeze anul acesta și nu s-a putut, trebuie să aștepte până la anul să treacă prin... De ce nu s-a putut? Pentru că s-a încheiat sezonul de debranșare. Există un sezon în care... Da, există un sezon, bineînțeles, da. Și o taxă de debranșare, nu se debranșează... Stai o secundă, deci dacă vrei să renunți la acest serviciu, trebuie să plătești că renunți la acest serviciu. Da. Doamne, iartă-mă, dar e aberație. 500 de lei, dacă nu mă înșel... Pe la colțuri am auzit că se debranșează lumea și fără... Eu știu de oameni care s-au... Ce pe la colțuri? Eu știu, cunosc oameni care s-au debranșat pur și simplu. Să nu aștept exact. N-au stat, adică nu are nevoie neapărat de o parafă sau să dea niște bani ca i-a să fie debranșat. I-a amendat cineva că a făcut asta? Nu știu, nu m-am interesat. Deocamdată nu știi. Sonicu Lubei, îți doresc din suflet ca iarna asta să nu mai pățești. Nu-ți garantez, pentru că s-a întâmplat o minune la emisiunea de aseară. Concluzia a fost că nimeni, dar absolut nimeni dintre cei abilitați, n-au putut să-mi garanteze că nu se va repeta, cum bine ai precizat și tu. Haideți să vorbim un pic și de un fapt care pe mine m-a deranjat. N-am copii de școală, nici pomeneală, dar am spus tot mereu că importantă pentru o nație este sănătatea și educația. Ca să vorbești de educație, trebuie să vorbești, printre altele, și de încurajarea copiilor, așa cum am spus la început, studioși, copiilor care chiar vor să învețe, chiar au performanțe pe anumite materii. Și aflu cu stupoare, am aflat ieri că ieri au trimis Asociația Elevilor din Constanța, a trimis un comunicat ca o formă de protest, aflu cu stupoare că la acest moment, în Constanța, nu au fost votate bursele de merit. Cele sociale, e sigur, da, că au fost votate, da? Deci doar, cele sociale. Doar cele sociale, votul a fost, adică toate formațiunile politice au votat pentru, scuze. A fost un amendament depus pentru acoperirea tuturor burselor care nu a fost votat. De ce? Ar trebui să îi întrebăm pe fiecare în parte, dar dacă este să ne uităm la atenția pe care a acordat-o municipiul Constanța și țara noastră educației, nu iese în, adică nu e ceva special ceea ce s-a întâmplat astăzi cu nepăsarea totală asupra educației copiilor. Elevii din Constanța au fost nevoiți să dea în judecată primăria să-și obțină un drept de a circula liber cu transportul în comun. Abia după ce instanța s-a pronunțat, abia atunci au primit bani. Dacă mi-aduc eu bine aminte, aceea situație a fost și la nivelul județului. Sunt o mulțime de copii care locuiesc în județ și fac școală în municipiu. De aceleași probleme s-au lovit ei, dar vom discuta. Vreau să anunț telespectatorii noștri și vreau să pun la cale, uitați că o facem în direct, vreau să pun la cale o dezbatere în acest sens. Pe tine am să te rog să te duci să vorbești cu părinți, să vorbești cu copii, iar eu vă promit, dragii mei, că voi vorbi cu autorități, să vedem de ce copiilor voștri care învață, care scot note bune, nu s-a gândit nimeni să le acorde o bursă. Lăsăm un pic Constanța, nu foarte mult, și hai să dăm o fugă la central, la București, acolo de unde se dă ora exactă. Așa. Și spun ce am spus la început, suntem la stadiul de nu. Nu avem. Nu avem guvern, nu avem parlament. Nu avem premier și, cel mai tare, nu avem buget. Dar avem o luptă. O luptă acerbă. Care este mai importantă de orice bag de seamă. Sorin Hulubei, când crezi că vor putea în România, da, politicienii, indiferent din orice partid, să lasă la o parte bătălia asta pentru Ciolan, da, și să voteze în, Doamne iartă-mă, un buget de care depinde țara? Depind bugetele de consilii județene, bugetele de comunități, bugetele de, până la urmă, și bugetele firmelor particulare, pentru că firma aia, ce să vezi, a executat o lucrare pentru primăria, zi care vrei tu primărie, și primăria trebuie să-i dea bani. Și uite așa, ne învârtim într-un cerc vicios. Crezi că se va întâmpla vreodată minunea asta? Fie să fie strânși cu ușa, fie în urma unui protest, dar dacă este să ne uităm în anii anteriori, cam s-a tras de păr cu bugetul ăsta. S-a tărăgănat și probabil a fost și un exercițiu să vedem cât ține. Și a ținut. A ținut foarte mult și încă ține. Și asta se întâmplă și acum. Ei se comportă de parcă nu ar mai ține cont de români. Adică și-au luat votul și pur și simplu i-au dat la o parte.
spun acum că o să iasă și o să discute doar când ajung ei la un consens, să nu mai iasă cum a ieșit domnul Barna așa singur să comenteze despre ce și-ar dori domnia sa. Dar chiar și așa este foarte târziu, se mișcă lucrurile foarte greu și în loc să fie în centru cetățeanul și nevoile sale, este politicianul cu nevoile sale. Sorin Hulubei, datele problemei sunt următoare. La acest moment avem un premier interimar, da? Acest premier interimar nu poate să dea hotărâre de ordonanță de urgență, nu poate să facă mai nimic. E un gen de nici nu știu cum să spun. Doamne iartă-mă, administrator de bloc. Poate să administreze și cam atât. Faptul că nu avem premier, faptul că nu avem buget, înseamnă printre altele, da? Bani de sănătate, bani de mânuși, dacă vrei, bani de protecție pentru medici, bani pentru ventilatoare, ăla de urlăm cu toții că nu le avem, da? No. Nu înseamnă că nu avem bani să mărim pensiile cu pârdalnicul procent de 8%. Acum nici nu mai impun problema că trebuia cu 40 deodată. Mă rog la Doamne, Doamne, dă-le, Doamne, măcar 8%. 100%. Nu avem bani să mărim alocațiile, vorbim de legi în vigoare. Nu avem bani să plătim șomajul tehnic pentru Horeca. Da? Horeca care și așa este dusă în cap. Da. Și colac peste pupăză, da? Orice comunitate nu poate pe anul viitor, da? Să aloce decât 1/12 din bugetul care l-a avut în ultimul semestru, de mă întreb ce or să facă primarii prima dată, or să, nu știu, or să plătească salariile angajaților, habar n-am, or să-și plătească căldura, nu știu ce se întâmple. Ce informații ai în acest sens? În ce măsură te-ai interesat sau în ce măsură ai vorbit cu oameni care au zis, bă, ce mă fac? Ce facem cu bugetul? Sau, dacă nu, ce crezi că vor face administrațiile publice locale în această situație? Că tu ai spus că și anii trecut s-a întâmplat la fel. Da, au țipat și până când s-a țipat foarte tare și sau a fost un alt motiv. Nu înțeleg jocurile de dedesubt exact care au fost, însă din ce am mai vorbit și cu patroni de firme, cu și la administrații, nu există predictibilitate. Nu știi astăzi ce vei face peste o săptămână, dar aminte peste o lună. Și în contextul ăsta, nici nu vreau să mă mai gândesc la Horeca, care pur și simplu nu mai știe la ce se aștepte. Adică ai avut închise, acum le ai deschise terasele, dar nu poți primi clienți. Îți vine să înnebunești cu ei de gât. E o aberație cruntă. Deschide tu terasele, da? Da. Pregătește tot, dar deschide-le fără clienți. Să-i strângi de gât, ai fost de treabă, scuze-mă. Domnul fost premier Orban nici măcar nu știa. Că vrea din nou să fie premier. Vrea din nou să fie. Da, perfect. El vrea din nou. Habar nu avea că în Constanța sunt terasele deschise. Că este decizia și într-adevăr este decizia locală a prefectului, a comitetului. Dar nici nu știa de situația asta. Când i-am expus problema și domnia sa a fost puțin, da, este puțin ciudat. Dacă nu există colaborare între localitate și centru și nu știe stânga ce face dreapta, ajungem în situația aceasta, cu mii de întrebări pertinente și fără răspunsuri. Și România este pusă pe pauză, pur și simplu. Ar fi bine pusă pe pauză, cum spui tu. Cred că merge și înapoi, alunecă la vale. Putem vorbi de un blocaj la un moment dat. Repet, bugetul unei țări este un lucru foarte important. Senzația mea e că la acest moment Ludovic Orban, Barna, președintele de la UDMR, până și ăștia care sunt în opoziție, dom'le, a uitat că țara asta are nevoie de buget. Toată lumea e nebunită după funcții și după toate cele. Și dacă tot vorbim de funcții, cum ți se pare joacă asta de șoarecile și pisica dintre PNL, da, cel care vrea șefia Camerei Deputaților, USR, cea care, că e Uniune, vrea și ea șefia Camerei Deputaților, UDMR, Uniune, care vrea și ea, deja nu mai înțeleg cine ce vrea. Cât se vor juca așa? Cât, până unde se poate merge cu așa ceva? Până când va ceda cineva. Și pare că nu e nimeni dispus să cedeze acolo.
Îmi pare rău să comentez o să te întrerup o secundă, da. Pentru că dacă vorbim de buget, dacă vorbim de comunități, hai să vorbim cu un primar la care zic eu că arde și doare. Bună seara, domnul Cârjaliu, primarul din Agigea. Bună seara! Bună seara tuturor celor care ne ascultă și sărbători fericite, dacă se poate spune așa, pentru cei care au buget. Pentru cei care nu au buget, stau și așteaptă. Doamne ajută, domnul Cârjaliu! Ce, Doamne iartă-mă, faceți că din punctul meu de vedere bugetul nu cred că va fi votat anul acesta? Știu că s-ar putea să ne apuce ianuarie-februarie. Ce, Doamne iartă-mă, faceți cu ce aveți de făcut în Agigea? Că știu că aveți de făcut multe. Păi, problema este foarte gravă pentru anul 2021. Se anunță un an neprielnic, atât pentru cetățeni cât și pentru administrațiile publice locale. Deci cu această mășmondeală care are acum loc, uite, camera, nu e camera, avem bugetul, nu avem bugetul, eu cred că o să ne întindem cu aprobarea bugetelor locale, că prima dată știți că se aprobă bugetul de stat, da? Da. O să ne întindem undeva prin aprilie 2021. Doamne Dumnezeu, domnul primar, adică vom avea buget de-abia în aprilie? Local vorbind. Pentru că dacă noi suntem acum astăzi în 15 decembrie și nu avem buget la nivel național, în primul rând nu avem un guvern care să aprobe un astfel de buget. Poate mă înșel eu și dumneavoastră mă puteți lămuri mai bine. Nu, nu avem guvern, deci, e clar, nu avem. Așa. Deci până se instaurează guvernul, până se decide cine face, cum face, ce funcții își împart, dă mie, ia ție, tu aia, eu aia, așa pe noi o să ne prindă 30 ianuarie fără a avea un buget la nivel național. Deci, abia până atunci o să se stabilizeze lucrurile la nivel național, dacă o să se stabilizeze, dacă nu cumva vom intra într-o criză politică care va fi în dezavantajul întregii țări, da? De incertitudine și de nesiguranță. Așa, și de aici vin una după alta. Deci, odată aprobat bugetul la nivel național, în 45 de zile se aprobă și se pot aproba și bugetele locale. Prima dată deci, cele ale consiliilor județene, ulterior cele ale comunităților. Nu, ele se aprobă în același timp. Bugetul național se aprobă, să zicem, la 30 ianuarie și de la 30 ianuarie se pot aproba celelalte bugete locale în 45 de zile, dar să dea Dumnezeu să avem buget la 30 ianuarie, că dacă avem la 28 februarie, avem o mare problemă. Ce veți face în comunitatea dumneavoastră, domnul Cârjaliu? Bănuiesc deci că și în ianuarie și în februarie și în martie, legale prin care noi putem să funcționăm așa într-un sistem de avarie. Dar, după cum bine știți atât dumneavoastră cât și interlocuitorii dumneavoastră, și e bine să știe și cetățeanul, pentru că cetățeanul, când vine la primărie, dorește și e dreptul lui să-și dorească străzi, utilități, rețele de iluminat public, tot ce este necesar pentru a avea un confort, da? Așa, dar dacă noi avem bugetul în aprilie, da, în cel mai bun caz, că am avut acum câțiva ani de zile, acum vreo 3 ani de zile, am avut o situație similară. Da, acum 3 ani, așa este. Da? Așa, în care bugetele au fost aprobate prin aprilie, așa, mai. E, problema este că anul financiar începe în luna ianuarie, se termină în luna decembrie. Deja de la 1 decembrie nu mai poți să mai discuți de investiții. Deci, efectiv, îți mai rămâne dintr-un an să mai lucrezi 6 luni. 6 luni. De ce? Pentru că unii sunt incapabili și inconștienți să ducă această criză în derizoriu, în detrimentul cetățeanului, în detrimentul oamenilor, că oamenii i-au ales, da? Dar de aici fiecare, cum își așterne, așa doarme. Drept e, dar cu ce am greșit noi, cu ce ați greșit dumneavoastră ca și edil. Domnul primar, ce proiecte nu puteți demara? Ce proiecte vi se blochează? Păi ce proiecte vi se încetinesc? Niciun proiect de investiții dacă nu ai buget. Deci mergi numai pe cotă de 1 pe 12 din cheltuieli. Da, și ce puteți face, Doamne iartă-mă, cu 1 pe 12? Nu știu, să plătiți salariile. Altceva ce puteți face? Nu, să plătești curentul, utilitățile, nu ai voie să faci investiții. Deci nu ai buget, nu ai voie să faci investiții. E foarte important.
Deci nu ai buget, se blochează toată țara, nu ai voie să dezvolți tot ce înseamnă investiție la nivel național și local. Domnul primar, eu după știința mea exista odată și bănuiesc că există și acum, exista o asociație a orașelor din România, zic bine? Deci sunt mai multe asociații. Asociația Comunelor, din care face parte și Comuna și Agigea, da. Asociația Orașelor, bun. Asociația Municipiilor, bun. Bun. Și Asociația Uniunea Consiliilor Județene. Perfect. Da? Deodată patru, da? Toate patru, da, ar trebui să acopere tot ce înseamnă administrație publică locală pe România, da? Corect. Dom'le, nu v-ați gândit să vă luați de mânuță, conduce, reprezentanți, habar n-am. Să vă duceți peste ei să le explicați că bag de seamă că devine deja obișnuință să tărim bugetul până sufocăm Comuna Agigea, nu știu, orașul Ovidiu, municipiul Constanța. Orice comunitate. Deci noi ne ocupăm de altceva, facem dosare penale, anchetăm primari, dăm așa cu în stânga și în dreapta capul cui mai vor în țeapă. Deci noi în loc să ne ocupăm de treburile administrative ale țării, da? Adică pentru ce ne-au ales cetățenii și populația, noi ne ocupăm de cu totul și tot, facem vendete, pe cine mai răpunem, pe cine l-avem pe tapet. Deci astea sunt, asta este conjunctura actuală, astea sunt problemele majore pe care trebuie să le rezolve anumiți oameni din aparatul de stat. În loc să se apuce să întocmească buget, deci bugetul ăsta se știa că vom ajunge aici, se știa de acum 3 luni, 5 luni, da? Pentru Dumnezeu, și dacă se știa de acum 3 luni, 5 luni, nu vă contrazic, aveți perfectă dreptate. Și noi, ca oameni de presă, intuiam că se va ajunge aici și dumneavoastră, ca primar, ca reprezentanța administrației publice locale, știați că se va ajunge aici. Dom'le, chiar nu există o modalitate de a se regla minunea asta, repet, fac din nou vorbire despre asociații. Nu știu, nu vă spun ieșiți și demonstrați, că bă, o să zică lumea că incit la altceva. Dar sunt niște organizații perfect legale, cu niște oameni normal la cap, care au habar cu ce să mănâncă administrația publică locală. Adică chiar nu se poate găsi o rezolvare. Nu știu, parcă văd domnul Cârjaliu că la anul, da, vă sună din nou Măriuca Andrunen și vă întreabă ce, Doamne iartă, mă faceți cu 1/12. Doamna Măriuca Andrunen, deci problema este mult mai gravă decât vă puteți dumneavoastră închipui. Deci noi astăzi ne ocupăm de vendete, da? Noi, în loc să venim și să adoptăm hotărâri de Consiliul Local, probleme care privesc comunitățile noastre, bugetul țării să-l adoptăm, noi ne trezim în altă eră. Împărțim funcții, cum să facem, ce să facem, ia tu ce-mi dai mie, ce-ți dau ție, ce ne rămâne dintr-o farfurie. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Eu, de exemplu, astăzi am avut ședință de Consiliul Local. Știți, la Agigea este o situație puțin mai diferită, așa, da, și mai dificilă, faptul că nu am majoritate în Consiliul Local. Și am avut un singur proiect pe ordinea de zi, constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local. Domnii de la USR cu domnii de la PER, Pro-România și alții, așa, au un singur proiect, i-am chemat să constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local. Au radiat proiectul după ordinea de zi. Deci noi ce să mai discutăm? Și asta ne duce la imposibilitatea ca să adoptăm proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele pe anul 2021. Pentru că neavând comisii de specialitate, în cadrul Consiliului Local, nu pot să fac rapoarte de specialitate pentru adoptarea hotărârilor. Și dacă nu mă înșel, dacă nu adoptați proiectul acesta de taxe și impozite, nu cumva intrați la anul cu ele puțin mărite, sau mă înșel eu? Ba da, le-am explicat consilierilor locali. Le-ați explicat. Care au făcut o coaliție împotriva cetățenilor Comunei Agigea și domnul de la USR, domnul Ciobanu, a spus că pe el nu-l interesează și așa nu stă în Agigea. Apoi nici nu mai știu ce să mai zic, domnul primar, chiar nu mai știu. Vă mulțumesc mult că ați intrat în legătură telefonică directă cu noi. Sper să vă avem în scurt timp în platou și sper să discutăm aplicat despre situația din Agigea. Multă sănătate și sărbători fericite. Mulțumesc la fel, toate cele bune. Sorin Hulubei, un exemplu. Dincolo de orice, dincolo de problemele din comunitate, dincolo de problemele domnului Cârjaliu, dincolo de orice, situația este asta. Indiferent cum se numea primarul, indiferent de ce partid era,
se lovește fix de aceste lucruri și spune clar cu subiect și predicat investiții. Nu vor fi, nu vor mai putea fi făcute. Ce poate să facă o comunitate care are nevoie de, știu că ai fost în multe localități, de drumuri, cum bine a zis, de lumină, de reparații în școală și de multe, multe altele. Ce face un primar, ce face o comunitate? N-am vrut să întrerup pe domnul primar. Întrebarea mea era când au fost făcute aceste investiții. Mă uit și la Constanța și în județul Constanța, nu am mai văzut o investiție de foarte mult timp. Nu o tăiere de panglică să fie pentru fotograf, pentru presă, ci o investiție, un bazin de not sau o școală, un spital, etc., etc. Dacă vorbim de spitale... Nu sunt făcute investiții. E adevărat, situația este, este deloc bună și nu știu cum vom ieși din asta. Probabil cu noroc sau... Habar nu am, Chiar nu vreau să consider că soarta unui comunități, indiferent cum e, că e comună, că e oraș, că e municipiu, ține de noroc. Vreau să cred că soarta unui municipiu ține de administrația publică locală, de bugetul național și de fiecare dintre noi. Scuză-mă că te-am întrerupt. Acum, în momentul acesta, nu depinde. Lucrurile nu pot funcționa din cauza asta. Mă gândeam cât mai poate funcționa în stilul ăsta România, țara noastră. Dacă e să comparăm România cu o persoană, persoana aceea nu are casă, are datorii peste datorii. E bolnavă? Este bolnavă și moare puțin și gata. Nu că moare, se descompune. Și toată lumea tinde să plece, să... În loc să... Acum, ce soluție ar fi? Aici așteptam de la aleșii locali, aleșii neamului din aparatul central să vină cu o soluție în loc să se bată ca niște chiori pe ciolan. Ca asta se întâmplă. Asta e adevărul. Hai să vorbim despre soluții, hai să vorbim de negocieri după o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Pauză publicitate, vă rog. Am revenit, l-am alături de mine în continuare pe Sorin Hulubei, colegul meu, reporter Litoral TV. Vorbeam, Sorin, înainte de ceea ce înseamnă de buget, de guvern pe care nu-l avem și de soluții. Înainte de a-mi spune care crezi că sunt soluțiile, am o întrebare. Vorbeai de faptul că România este așa cum este, o țară în descompunere, dacă am reținut bine termenul. Chiar în putrefacție. Un spațiu din care lumea mai degrabă pleacă decât să rămâne să lupte. Am nevoie de un moment de sinceritate. Te-a bătut vreodată gândul să pleci din țara asta și dacă da, de ce? M-a bătut gândul, am și făcut-o timp de 2 ani. Pentru că, dincolo de aspectele materiale, că în țara noastră nu se câștigă atât de bine, aveam nevoie de mai mult respect, de a trăi într-o societate civilizată. Și am fost în Olanda. Și este o mare, mare diferență între ce se întâmplă, nu doar în Olanda. După ce treci granițele României, după Ungaria, e o altfel de lume. Ce lipsește nației astea să aibă respectul de care vorbești tu? Să acorde respectul cuveniție, mie, oricui altcuiva. Ce lipsește? Aici trebuie să ne întoarcem la educație. Că vorbeam la începutul emisiunii, că nimeni nu a acordat atenție, ajutor educației și rezultatele se văd. Lucrurile astea, după părerea mea, se sădesc în timp, generație din generație. Și nu am avut deloc un mediu prielnic pentru a evolua în adevăratul sens al cuvântului. Au fost lupte peste lupte, nu am apucat Revoluția din 1989, însă de atunci și până în prezent a fost o continuă luptă pentru putere și pentru, să spunem pe bune, cine fură mai mult. Că rezultatele se văd. România s-a furat foarte mult. România suferă tare la capitolul educație, România a uitat să respecte, dar dăm voie să spun ceva.
Există o vorbă veche, Doamne, iartă-mă, uite, nu știu cine ai zis-o. Tot și tot mereu spunem politicienii să devină clasa politică, nu știe. Dă-mi voie să spun o chestie. Clasa politică este expresia a societății la un moment dat. Și la acest moment, ăsta în care vorbim noi doi, avem o clasă politică acolo la București și la noi aici, care se ceartă, se bate, se ciolănește după funcții, timp în care, repet, noi nu avem guvern. Sorin Hulubei, când crezi? Te-am întrebat înainte când crezi că se va întâmpla așa sau ce-i trebuie clasei politice. Când crezi că vom avea un guvern bătut în cuie în România anului 2020? Pot să merg pe varianta că mâine vor avea din nou loc negocieri și vor, nu știu, își vor da mâna, nu știu, habar n-am. Știi ce, până la urmă n-au decât să și înjure. E treaba lor. Înjurați-vă, băieți, dar faceți odată guvernul ăla. Crezi că se va întâmpla repede? Se va întâmpla până când depun parlamentarii jurământul? Sau o ducem așa pe interimat, nu știu, îl de sus cu milă? Da, cred că depinde de mai mulți factori. Cel mai esențial este să ajungă ei la un punct comun, care să se pună unde și când ce să facă... Și tu, iar te întrerup, pentru că ne întoarcem la buget și vorbim despre problema aceasta cu primarul din Valul Traian, Florin Mitroi. Bună seara, domnule primar! Sărbuna, bună seara! Domnul primar! Dumneavoastră și telespectatori! După cum bine știți, nu avem buget încă la nivel național, nu se întrevăd zorile unui buget, se discută altceva, se face guvern. După cum știți la fel de bine ca mine, dacă nu veți avea buget anul viitor, nu știu, ianuarie, februarie, puteți funcționa doar cu 1 pe 12 din valoarea asta de anul trecut. Și vă întreb, ce veți face la anul în condițiile în care previziunile de a avea buget foarte repede sunt destul de sumbre? Cum vă afectează acest lucru sau poate nu vă afectează? Doamna Mărioara, pe noi ne-au afectat și în general noi... Primaria spune că suntem mingea de ping-pong în politică și de regulă suntem folosiți așa de multe ori în alegeri și după aia se cam uită de noi. Așa dar, e. Dar dacă eu, de exemplu, Valul Traian, consider că suntem un caz, dacă vreți, o comună nu mai bogată, dar care suntem bine. Astăzi eu pot să spun că închid anul ca de fiecare dată fără datorii și fără toate cele, adică chiar foarte bine și cu investiții foarte multe. Asta nu spun de a mă lăuda, dar sunt lucruri care sunt... E o realitate, visibile. Domnul primar. E o realitate, dar păcat. Acum ce să vă spun? Aș spune sunt lucruri normale. Ei trebuie să așeze la masă să stabilească Dumnezeu odată ceea ce trebuie făcut și să-și dea mâna să pornim de a face treabă în această țară, nu neapărat în localitate. Fiecare își reprezintă localitatea cu un primar sau prin cineva. Dar trebuie să facem treabă că, așa cum spunea colegul dumneavoastră de platou, îți vine uneori să te duci dracului de aici, din țară. Cam așa e. Da. Deci trebuie să înțeleg că Valul Traian, să zicem că bugetul veți avea în martie-aprilie, așa cum spunea înaintea dumneavoastră primarul din Agigea. Vă descurcați până atunci? Puteți face investiții, spre exemplu? De regulă, eu, dacă mă întrebați pe mine, pe dumneavoastră, care îmi iau măsuri. În general îmi iau măsuri și nu... Dar lucrurile astea s-au mai întâmplat, doamna. S-au întâmplat, dacă vă aduceți aminte, bugetul a fost votat în luna martie, dacă nu acum, știu, acum 2 ani sau acum 3 ani, nu mai țin bine minte? În 2019, vă spun. În 2019, eu. Mai devreme. Dar, într-adevăr, trecem prin situații grele și oamenii nu înțeleg despre ce este vorba și de vină este primarul în toate cele. Eu consider că se vor așeza lucrurile, așa cred că se vor așeza, pentru că... Nu neapărat eu fac parte acum pe partea dreaptă din PNL și nu vreau să știți că sunt un tip deschis și corect. Dar e normal să-și dea mâna, să negocieze. Deocamdată PNL-ul are mai multe mandate decât toți cei după partea dreaptă. Acum
nu sunt în măsură, nu sunt la masa negocierilor, nu sunt de a spune cum și ce fel. Dar sper că va fi și bine. Domnul primar, nu există chiar nicio soluție. Îi spuneam și domnului Cârjaliu, vă întreb și eu dumneavoastră. Știu că există o mulțime de asociații ale comunelor, ale orașelor, ale municipiului, doamne, municipiilor, doamne iartă-mă, o mulțime de asociații. Aceste asociații nu au niciun cuvânt de spus, adică nu vă puteți duce și explicați fraților, bugetul ăla trebuie să fie votat la sfârșit de an, astfel încât nicio comunitate, indiferent cum ia, poftim, bine gospodărită ca dumneavoastră, tot aveți nevoie de buget. Nu există, nu aveți pârghii să faceți chestia asta sau pur și simplu le luați ca atare. Asta e. Păi, dumneavoastră știți foarte bine că nu există pârghii. Avem asociația, facem parte din asociația comunelor, toate problemele astea și nu numai bugetul. În general, problemele cu care se confruntă UAT-urile, primarii. Deci se discută la întâlnirile respective. Bineînțeles, își notează toți, notează, îi scap, știți cum e, era în banc, notăm și plecăm cu carnetelul. Și da, rămâneți cu notatul care vă zică. Da, da, din păcate, trăim momentele astea. Sincer, sunteți optimist pentru 2021, pesimist sau eu, așa, între? Eu sunt optimist, în general sunt un tip optimist. Problema este că acum trecem printr-o situație, știți foarte bine, pandemia, da. Și încercăm să o gestionăm fiecare pe plan local, dar știți cum e, aici depinde mai puțin de noi, ci tot la național să se ia măsuri de a depăși această criză. Din nefericire așa e, sunt convinsă că primarul Florin Mitroi și nu numai dumneavoastră, mulți primari ar fi gestionat mult mai bine dacă erau lăsați să facă, domnule, lasă-mă pe mine în ograda mea și garanta nu se ajungea nici la carantinare și la multe altele. Domnul primar, și o ultimă întrebare, da? Ce așteptați pentru 2021 de la guvern, de la președinție, de la președintele Consiliului Județean, ce așteptați de la celelalte autorități, fie ele locale, fie centrale? Ce așteptați în de la ele? În primul rând, nu neapărat că aștept, dar îmi doresc să facem o altă politică, să fim oameni mai buni, mai înțelegători, să nu ne omorăm între noi, să terminăm cu reclamații și cu dosare și cu certuri și să ne îndreptăm, să ne canalizăm pentru oameni, pentru localitățile acolo unde gestionăm fiecare, județul respectiv, dacă m-ați întrebat și de Consiliul Județean, și să facem investiții pentru că oamenii au așteptări mari de la noi. Dacă vorbim de județul Constanța, oamenii ne-au încredințat votul și la Primăria Constanța și la Consiliul Județean. Ați văzut că este portocaliu, galben. Galben? Dar galben, dacă vreți noastră, portocaliu se aranjează. Că vin din zona aia și... da. Trebuie să le arătăm că facem treabă. Eu sunt... acum, știți, nu vreau eu să spun vai cine e Florin Mitroi, dar în momentul când aș considera că eu nu mai sunt bun sau nu mai pot face treabă sau nu mai am chef să fac treabă în localitate, n-are rost, eu nu stau pentru salarii, nu stau pentru funcții. Știți foarte bine, am avut propuneri mult mai în alte... Știu că ați avut și ca să fiu sinceră, n-aș fi vrut să le refuzați, dar asta e o chestiune strict personală, așa văd eu lucrurile, poate le văd deformat. Da, nu. Mă leagă oamenii din localitate, consider că mai sunt lucruri de făcut în localitate. Deci, văd să fim oameni mai buni și eu consider că, cred eu că va fi un an mult mai bun. Așa consider eu că va fi un an mult mai bun și că toți am avut de învățat și avem de învățat de la oameni. Adică după vot trebuie să stăm fiecare să spune, domnule, unde am greșit? Eu, dacă vreți, ca și primar, am văzut de la oameni că nu am greșit ca 5 mandate să le câștigi cu 90-91%. Da, deci, exact, dacă vorbim... Am avut și eu greșelile mele, negreșit. Am avut greșelile mele. Nimeni nu e perfect, domnul primar. Poftiți? Nimeni nu este perfect. Corect. Dar trebuie să fim între oamenii,
Degeaba le facem treabă și nu comunicăm cu oamenii. Degeaba comunicăm și nu facem lucruri care să se vadă, fie gaze, fie școală, fie canalizare, fie biserică, fie... Dom'le, ca oamenii să... Noi, comuna nu este a Lumitroi. Comuna este a tuturor cetățenilor care locuiesc în ea și atunci trebuie să le oferim un confort. Așa că aștept să fie un an mult mai bun decât toți ceilalți. Doamne ajută, domnul primar, mulțumim mult că ați fost în această seară în legătură telefonică cu noi. Vă așteptăm în platou să dezbatem, să vedem ce și cum, ce se întâmplă la Valul, ce mai e nevoie. Chiar aș fi curioasă să fac odată o emisiune, să întreb ce, Doamne iartă-mă, mai aveți de făcut, că har Domnului ați făcut destule. Mulțumim, Doamne ajută să fie un 2021 bun. Sorin Hulubei, și primar. Eu vă mulțumesc. Vă urez tuturor cetățenilor un an nou plin de bucurii, sărbători liniștite și să dea Dumnezeu să depășim cu bine această pandemie. Mulțumesc. Mulțumim, seară bună. Un primar optimist. Drept este că Florin Mitroi 90% drept e 5 mandate, drept este 5 mandate, a tot făcut. Dacă ar fi să te întreb pe tine pe ultimele minute, că asta este și vreau ca tu să tragi concluziile, vreau să-mi spui tu dacă ești optimist, vreau să-mi spui ce prevezi tu pentru 2021, vreau să-mi spui ce aștepți tu de la 2021, vreau să-mi spui cum vezi tu 2021 politic și administrativ. Te ascult. Am tot așteptat la fiecare final de an, mai toată lumea să face speranțe pentru un an mai bun. Cu speranțele astea pentru un an mai bun, parcă am dus-o din rău în mai rău. Așa că sunt mai reticent cu speranțele și revin la ideea că trebuie să punem cu toții mâna, fiecare pe părticica lui și să-și facă treaba. Nu văd un an foarte, foarte bun, pentru că când ai o prezență la vot de 30%, vei avea o implicare cel mai probabil politică de 30%, dacă nu mai puțin. Și asta se vede. Și politicienii s-au obișnuit să nu prea fie trași de mânecă, decât în rare cazuri, mai cu presa sau un cetățean care e considerat nebun. Dar în rest își văd de treaba lor și își o văd bine pentru ei. De ce nu are românul obișnuința de a trage de mânecă, cum bine ai spus tu, politicianul, nu numai din 4 în 4 ani? De ce ne lipsește, nu știu, spirit civic? Nici nu știu implicarea cum. Civică. Exact. Mă reîntorc la educație. În clipa în care nu ți-ai format o, nu neapărat o rutină, dar nu ai văzut că așa se procedează și că așa se pot schimba lucrurile cu adevărat, nu ai de unde să știi și tinzi să îți vezi de partea ta, să te bagi în carapace, să nu te mai intereseze ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și uite, așa am ajuns la o prezență de 30%, o majoritate care consider că este în România sau este în afara granițelor, care poate schimba lucrurile major, dar care preferă să nu o facă. Așteaptă toată lumea de la celălalt. În 2021 pe care îl aștepți, în plan personal, măcar mai bun? Da, cel puțin o să depun eforturi să fie mai bun. Acum vor fi surprize sau lucruri neașteptate, până la urmă asta e viața. M-am reîntors în România tocmai pentru... De ce te-ai întors în România? Am vrut să te întreb și n-am mai apucat. Nu aș vrea să zic de nebun. Poți să o spui, ok, nu ne amendează ce ani, vreau. 2 ani am văzut lucruri care mi-au plăcut, care aș vrea să le văd în România. Ce ai vrea să vezi în România? Scurt, mai am 5 aș vrea să văd în România, de plecând de la lucruri simple, când stai la tren, să nu mai stai o oră, să ți se așeze bariera și să pleci pentru că este timpul tău și poți face lucruri, să ai o altfel de educație în care chiar să înveți, să nu mai înveți despre cărți care nu te ajută absolut deloc, nu neapărat cărți, dar vorbeam în general, să nu mai mori prin spitale, asta aș vrea să văd neapărat. Și cel mai mult aș vrea să-i văd pe politicieni, în primul rând, că ei ne conduc, că sunt oameni, că stau de vorbă așa cum stăm noi doi acum în emisiune și ne uităm unul în ochii altora,
când primesc niște întrebări, să aibă decența măcar să răspundă concret la ceea ce i-am întrebat și să nu facă așa cum s-a obișnuit, să se bage în carapacea lor, în unde vile sau ce mai au ei locuințe și să-și împartă acolo. Unele sunt palate. Unele chiar palate, da. Trecute pe numele mamelor și soacră, nimeni nu-i deranjează, de pentru că ne-am obișnuit și așa merge. Da, ne-am obișnuit, prosorin curubei. Vreau să sper că se va întâmpla ceva cu nația asta. Ai perfectă dreptate. Totul pornește de la educație și de-aia, repet, revin și vă spun, Litoral TV, televiziune obiectivă, televiziune care își dorește înainte de orice să servească interesele cetățeanului, va demara o campanie, o dezbatere, mă scuzați, legată de ceea ce înseamnă educație, legată, printre altele, fie și de dă-le, domne, copiilor, bursă de merit, pentru că merită. Mult, te rog. Până la bursă sunt curios câți au primit tablete pentru a învăța în mediul online, pentru că am întrebat în mod sistematic Inspectoratul Școlar Județean. Da, vom face, șeful Inspectoratului Școlar mi-a spus că îi va ajuta pe lângă tabletele primite de la guvern cu un vechi program care e în școală de 9 ani. Cu ce ai venit nou să-i ajuți pe copiii ăștia care în mijlocul anului școlar se vor trezi că nu au tablete. Sunt curios, poate ne va răspunde, va intra și în emisiune, încercăm să ne spună dacă toți elevii nevoiași din județul Constanța au primit tablete și câți pot intra la ore. Și din informațiile mele, nu toți elevii din județul Constanța. Dar știi ce? Îmi doresc să mă înșel, da? Hai să încercăm să terminăm totuși într-o notă optimistă. Hai să ne înșelăm noi, să fie bine cu pentru siguranță acei copii. Mulțumesc mult că ai fost în această seară alături de mine, Sorin Hulubei, iar vouă vă urez o seară liniștită.